Suntem gata? Ok. Bună ziua, dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Astăzi vrem să vorbim despre un subiect asupra cărui fracțiunea PAS a atras atenția nu o singură dată. Este vorba de o schemă prin care Ion Ceban adună bani pentru noul său partid. Astfel, chiar și riscând să prejudicieze bugetul municipal cu peste 100 de milioane de lei. Aplicarea schemei, de fapt, a început odată cu accederea domnului primar în funcție. Și atunci a început eliminarea concurenților de pe piața gheretelor, și anume pentru aceea ca să-și instaleze gheretele sale ale partenerilor săi și în special în stațiile de așteptare din municipiul Chișinău. După cum vedem, primarul Ion Ceban împletește schemele prin intermediul mai multor subdiviziuni ale primăriei, astfel adunând resurse financiare pentru proiectul său și prejucind bugetul municipal. Dumnealui aceste lucruri probabil le-a învățat de pe timpul când a fost comunist, iar apoi socialist, iar acum își dezvoltă un nou brand cu ajutorul tovarășilor din partidele din care a făcut parte. Dar să facem un pic claritate și a înțelege de unde au apărut aceste scheme și care vor fi efectele acestei probleme. Mai multe detalii despre agentul economic și felul despre cum va fi aplicată schema va vorbi colegul meu, consilier municipal, Dumitru Ivanov. Dumitru, te rog. Bună ziua! Deci, totul a început încă în anul 2006, când primăria municipiului Chișinău a organizat o licitație cu înșiri din calcări, la care a participat un singur agent economic care a și câștigat licitația dată și semnat contractul cu autoritatea publică locală. Conform contractului, din anul 2007, agentul economic și-a asumat un șir de obligațiuni, și anume construirea, gestionarea și menținerea starei de exploatare a 300 de stații de așteptare din capital pe o perioadă de 10 ani. Iar după expirarea contractului, aceste stații urmeau să fie date în gestiunea primăriei. În schimbul acestor investiții, companiei s-au oferit dreptul de a plasa publicitatea în acele 300 de stații. Mai exact, primăria se obliga la rândul ei să aloce locuri și autorizații pentru 1580 de panouri publicitare, 600 site light-uri, casete luminoase pe stâlpi și multe altele. Aceste obligații creau încă atunci premise pentru monopolizarea pieței publicității din municipiul Chișinău. Cum a fost încheiat acest contract cu încălcări? Așa și-a continuat realizarea lui. Agentul economic a montat stațiile, doar că nu le gestionat eficient. Astfel că după 2-3 ani ele erau deteriorate și nu erau reparate la timp. Astfel s-a ajuns ca toate stațiile din municipiul Chișinău să arate oribil. În 2018, conform datelor Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajarea Municipiului Chișinău, din cele 300 de stații, 120 aveau nevoie de reparații urgente. Odată cu venirea noii conduceri, în iunie 2020, primarul general Ion Ceban s-a pronunțat pentru rezilierea contractului dat. Acesta a declarat, citează, agentul economic, SRL, EPA Media, nu a făcut nimic până în prezent, că stațiile au fost lăsate în voia sorcii și sunt într-o stare deplorabilă. Și așa mai departe. Consilierii PSRM încă din anul 2016 strigau sus și tare că municipalitatea pierde milioane de lei pe stațiile de așteptare. Dar, la o lună după declarația lui Ceban, acesta și-a schimbat brusc retorica. De ce? Pentru că EPA Media a fost achiziționată de către Molpresa Group, la care unul dintre proprietari este o persoană apropiată lui Igor Dodon, pe nume Alexander Bilinches. Iar administratorul companiei este un om apropiat primarului Ion Ceban, pe nume Igor Blanar.
În aceeași perioadă, când EPAMedia a fost preluată de către Molpresa Group, a fost publicată prima versiune a noului regulament privind amplasarea publicității stradale în municipiul Chișinău. Regulament care practic interzicea panourile publicitare pe străzile principale, în schimb, dădea libertate totală publicității în stațiilor de așteptare. În condițiile în care EPAMedia deține în proprietate peste 300 de stații de așteptare, devine clar că prin eliminarea panourilor, aceasta va deveni monopolistă pe piața publicității datorită stațiilor sau spațiilor publicitare din stațiile de așteptare. În 2019, Consiliul Concurenței a expus asupra legalității acțiunilor întreprinse de către primărie în urma aplicării prevederii contractului cu EPAMedia, iar acestea au fost declarate anticonstituționale, anticoncurențiale. Anul trecut, când fracțiunea PAS a atenționat despre aceste scheme prin care se pune la cale prejudicierea bugetului municipal cu milioane de lei, primarul Ion Ciuban nu a ascultat, dar a preferat să se înțeleagă cu agentul economic și să prelungească contractul cu încă 5 ani de zile. Astfel, Ion Ciuban a susținut public și a facilitat monopolizarea pieței de publicitate. Deci, primăria a semnat un contract prejudicios cu un agent economic, iar când a venit Ion Ciuban în funcție de primar, a preluat acest business pentru a-și aduna bani pentru proiectele sale politice. Deci, agentul economic a știut că în curând îi va expira contractul, fără nicio logică a început să repare o parte din stațiile de așteptare, pe care ani la rând le-a lăsat într-o stare deplorabilă. Deci, este evident că anume au avut anumite garanții că această colaborare va continua, inclusiv după expirarea contractului. Companiile de publicitate nu ar fi investit bani orbește în repararea stațiilor dacă nu știa că va ține control și nu va avea venituri din aceste din plasarea publicității. Iar acum mai nou din Gherete. Mersi, Dumitru. Deci iată cum Ion Ciuban, cu ajutorul oamenilor din partidilor în care a făcut parte, își adună resurse pentru noul său proiect politic. Însă cu ce preț? Cu minciuni care lupta cu gheretele, dar în realitate el pur și simplu a eliminat concurența. Astfel, eliberând spațiu pentru prietenii care contribuie generos la sponsorizarea manului. În timp ce micii antreprenori sunt puși în situația să participe la licitații și să plătească sute de mii și chiar milioane de lei pentru locul amplasării gheretelor, Ion Ciuban oferă sponsorilor săi oportunitatea de a-și instala 75 de gherete fără concurs, fără licitații, dar și cu încălcări și anume unde se pot vinde țigări și băuturi. Avem exemple reale, cum la o gheretă de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt se vând țigări, iar autorizația este eliberată cu încălcarea legii de către primăria municipiului Chișinău. Mai mult decât atât, poliția a fost de două ori și am amendat agentul economic, a întocmit procese verbale, în urma cărora agentul de economic a plătit amenzi de 17.500 de lei. Vă dați seama ce bani se învârt în acest business, prin aceste gherete, dacă agentul economic, chiar încălcând legea, plătind amenzile, în continuare își desfășoară activitatea. Dar să ne întoarcem la scheme. Ei nu se conduc de prevederile legale și cele contractuale. Dumnealor merg pe înțelegeri. Pe înțelegeri, pe submasă, pe nu știu unde. Ion Ciuban inițiat a avut o înțelegere cu companie de publicitate, iar în realitate spunea minciuni că ar exista o cerere din partea agentului economic prin care el refuză la toate beneficiile și are nevoie de doar stațiile de așteptare pentru a le îngriji și a-și amplasa acolo publicitate. La momentul actual se prelungește contractul și ei implică primăria în o altă schemă. Mai exact, schimbă o parte din prevederile prevăzute în contractul inițial, semnat acum 15 ani în urmă. Atunci s-au asumat un șir de obligațiuni pe care nu le-au
respecta, iar dumneavoastră cu toții ați văzut în ce stare au fost stațiile din Chișinău. După ce primăria s-a ars deja cu acest agent economic, ei din nou calcă pe aceleași greble. Acum, de unde să avem garanția că agentul de economic își va respecta aceste promisiuni cu care vine și nu va reveni la cerințele anterioare pe care erau prevăzute în contractul de bază? Trebuie să știți că în contract există o astfel de prevedere în care se spune că orice acord suplimentar semnat ulterior semnării contractului este mai jos decât prevederile contractului de bază. Adică ele au o valoare juridică mai mică, iar în orice divergență va fi luată de bază de drept prevederile inițiale ale contractului. Pentru a complica și mai tare situații, ei propun semnarea unui memorandum, așa zis, prin care chipurile se refuză la panourile publicitare în schimbul a 75 de gherete. După asta, după ce își vor instala gheretele, ce poate face de fapt compania? Să revină la primărie și să zică că totuși ei au avut cheltuieri suplimentare și să depună cerere pentru panourile publicitare care erau prevăzute în contractul de bază. Iar în caz contrar, vor cere returnarea investiției, după cum știm, care au fost menționate în comunicate de presă anterioare, aceste investiții valorează deja de peste 100 de milioane de lei. Deci, aceste 100 de milioane de lei pe care primăria riscă să le piardă din cauza acestei scheme, cu siguranță ar putea fi folosite pentru dezvoltarea municipiului Chișinău. Bani pentru care pot fi utilizați pentru a repara școli și grădinițe, în care cu greu se găsesc locuri, mai ales în zonele în care Ion Ceban dă autorizații de construcție pentru complexe locative enorme și cu încălcarea legii. Astfel, Ion Ceban nu ajunge cât adună din înțelegerea cu mafia imobiliară. Dumnealui mai are nevoie și de bani din toate proiectele. Despre cele peste 100 de milioane pe care vor putea achitate din bugetul municipal. Având la bază contractul inițial, care, cum și-am menționat, are o valoare juridică mai presus decât acordul adițional semnat ulterior, agentul economic ar putea merge în judecată și vă spune că investițiile pe care au fost făcute, cum și-am menționat, sunt mai mari decât venitul sau decât interesul pe care îl aduc gheretele. Că gheretele, de fapt, au fost un bonus, a fost ceva suplimentar pentru a întreține suplimentar aceste stații. Și respectiv, din această cauză, primăria poate pierde judecata și poate pierde peste 100 de milioane de lei. Adică, prin așa formulă, toți vor fi satisfăcuți. Numai chișinăuienii vor rămâne din nou minciuniți. Ion Ceban va aduna bani de partid, prietenii vor scurge peste 100 de milioane de lei, se vor alege cu 75 de cherete instalate în stațiile de așteptare în municipiul Chișinău, fără licitație, fără concurs și doar primăria municipiului Chișinău, cetățenii municipiului Chișinău vor rămâne amăgiți. Bună schemă, nu? Domn primar, dumneavoastră chiar credeți că puteți prosti astfel lumea? Iată care este situația, stimați cetățeni. Ion Ceban a scos o parte din gherete din Chișinău pentru a le locui cu gheretele sale. Acesta a comis un șir de acțiuni pentru eliminarea concurenței de pe piața gheretelor. Și anume, pentru a aduna bănișori pentru părdiduțul său. Vedem cu toții cum preia practicile unor lideri de astfel de partiduțe care au fugit peste hotare
Și acum fac gălăgie pe Skype și scriu postări supărăcioase pe Facebook. Domnul primar, de la ei, se pare că a învățat cum să se promoveze cu resursele administrative. Ba dă pachete cu produse alimentare și se laude că el le dă, ba oferă diverse ajutoare din bugetul municipal pe care de parcă ar sta, ar da din banii personali și toți ar trebui să se închine. Însă, în realitate, el stă în spatele unor scheme prin care scurge bani din bugetul municipal. Apoi iese și dă vină că nu-i ajung bani, că e vinovat guvernul, că e vinovat alții, că e vinovat ridicarea prețurilor la gaz și așa mai departe. Domn Ceban, mai mult lucru și mai puțină vorbă. În loc să faceți politică pe la ședințele serviciilor operative ale primăriei și să vorbiți singuri cu cameră, mai bine ați face ce ați promis alegătorilor în campania electorală. Sute de mii de lei cheltuiți pentru PR care nu au nicio atribuție cu activitatea primăriei. Dar să nu deviez de la subiect, mă voi opri aici. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, în caz că va fi votată decizia care a fost dezbătută în Comisia Juridică, dar astăzi nu se regăsește în primărie, nici la secretariatul Consiliului, nici prin direcții, va depune o sesizare la Procuratura Generală pentru investigarea celor enunțate mai sus și tragerea la răspundere a faptelor de decizie din primărie Chișinău, care au contribuit direct la prejudicierea bugetului municipiului Chișinău. Vă mulțumesc, în caz că mai sunt întrebări. Dacă nu sunt, mulțumesc mult și vă doresc o zi bună.